Prima repriză a început sub nota echilibrului, cele două echipe fiind la egalitate în minutele 9, 16 și 26. Gazdele au reușit să intre totuși în avantaj la vestiare, grație a 3 goluri marcate pe final de repriză. În partea a doua întâlnire, ardelenii au forțat mai mult și au reușit să se distanțeze și la 5 goluri de adversari. Pe final de meci, Universitatea Suceava a forțat egalarea, însă reușitele lui Dospinescu și Chiruț nu au fost suficiente pentru obținerea unui rezultat pozitiv. Nu pot imputa jucătorilor noștri prea multe lucruri. Poate anumite inexactități la trecerea din apărare în atac, poate oarecare imprecizie la finalizare, mai puțin decât altă dată totuși. Și cred că și jocul în apărare am fi avut mai multe resurse pentru faza asta, jocul în apărare. Mă gândesc doar la faptul că nici evoluția portarilor nu a fost strălucită ca altă dată. Și în momentele esențiale nu am beneficiat de jucătorul portar sau jucător de câmp care să poată face diferență. Chiar dacă a pierdut, Universitatea și-a păstrat poziția a 7-a în ierarhia Ligii Naționale. Studenții se află la 3 puncte distanță de primul loc calificabil în cupele europene, iar sâmbătă vor întâlni pe teren propriu Știința Bacău într-un veritabil derby al Moldovei.